Rând pe rând, mașini luxoase de colecție au defilat pe străzile capitalei sub privirile celor veniți să le admire și fotografieze. Întreținerea bijuteriilor pe patru roți peste care au trecut anii, dar care arată ca noi, costă însă o mică avere, mărturisesc proprietarii. Aici avem un 62 Buick Invicta, decapotabilă. Am adus-o din Texas, am restaurat-o. Costă mult întreținerea unei astfel de mașini? Foarte. Foarte, pentru că în anii aceia mașinile se făceau cu carburație, vorbim de anii 62. Nu? Cam câți bani se bagă într-o asemenea mașină? Aproximativ? Depinde, în jur de 20.000 de euro. Este un Volvo TP21 din 1957, costat la armatei suedeze. S-au făcut puține, 724 de bucăți și este făcută dintr-un camion și un taxi. Până la parbriz e camionul, de la parbriz în spate e taxiul. La expoziție au stat aliniate alături de piesele de colecție de pe alte meleaguri și autoturismele vechi de producție autohtonă, la fel de bine întreținute și admirate de iubitorii de adrenalină. Printre ele și o veche mașină de miliție. Inițial era o mașină simplă, dar a fost făcută de miliție. Toate aceste mașini de pe vremea comunismului, să zic, nu, au fost revopsite și scrise poliția. Deci, practic, o mașină originală nu există. E dotată cu tot ce trebuie, văd că aveți chiar și stații. Da, dar soțul fiind pasionat a zis să adune și să o doteze cu tot ce a existat pe vremea respectivă. Parada a fost urmărită de sute de bucureșteni care s-au hotărât cu greu ce mașină își revendică locul de favorită. E foarte greu de spus care este, pentru că sunt diferite perioade, diferite zone, eventual, uitați, asta... Suntem un Renault 8 Gordini. Într-adevăr, când a fost, era o mașină super. A fost printre primele mașini ale noastre românești care au participat la curse. Văd că v-ați oprit aici lângă o mașină americană de epocă. Vă place? Da, ador modelul Ford. Este o pasiune. Ce ai văzut până acum la expoziție? Ce m-a atras atenția? Clasicele broscuțe sunt adorabile.